Întrebare frecventă a părinților, care bineînțeles sunt extrem de interesați de cum va fi copilul lor la școală. Cum aleg școala copiilor? Chiar am auzit de curând o învățătoare extraordinară și cu o metodă de predare care m-a impresionat profund, în care copiii citesc foarte mult, copiii fac foarte multe lucruri extraordinare, care nu sunt neapărat în curiculă și care învață și prin intermediul jocului. Spunea, alegeți școala să fie cât mai aproape de casă. Nu este un criteriu. Părinții nu neapărat aleg după cât de aproape este școala. Ei vor să știe că se duc la școala aia, care este bună pentru copilul lor. Și nu pot să condamn lucrul ăsta. Fiecare părinte vrea să știe că are copilul unde e mai bine pentru el. Dar, într-adevăr, poate fi și un criteriu. Pentru că timp îndelungat, o navetă îndelungată epuizează un părinte și noi avem nevoie de energia asta. Noi avem nevoie să fim părinților și când au 30 de ani, și când au 35 de ani, și când au 40 de ani. Ei au nevoie să ne aibă acolo cât mai mult în viețile lor. Este o nevoie emoțională și o nevoie importantă de care noi trebuie să ținem cont. Este importantă școala, este importantă doamna la care merge copilul. Este important ca și copilul să o placă pe doamna, pentru că sunt procese naturale. Nici noi nu placem pe toată lumea pe fața pământului și noi avem animozități pentru că sunt naturale și noi avem simpatii care sunt naturale. Pot exista atracții și pot exista forțe de respingere între doamna și copilul. Poți să schimbi mediul, nu-i nicio problemă. Schimbă. Copiii se adaptează repede, mai ales când sunt în primii ani de școală. Ei se adaptează, n-au nicio problemă. Ai grijă să fie fericit, va învăța. E un proces care se întâmplă în timp, încet, încet. Cum mai alegi școala copilului? Din toată experiența mea de până acum, alegi școala copilului văzând și ce se întâmplă în timp. A venit o mămică la mine și mi-a spus, copilul meu a fost la o grădiniță extraordinară. Ei n-au stat pe scăunele, ei s-au plimbat tot timpul, toată informația l-a fost livrată în mișcare. Perfect, foarte frumos, dar acum nu știu ce să fac, cum merg mai departe, ce o să facă copilul meu? Bineînțeles că un copil care are 4 ani a învățat în mișcare, îi va fi foarte greu să înțeleagă că va trebui să stea jos. Și totuși sunt sisteme în care învățământul se face stând pe scăunel și cu o măsuță în fața ta și cu tot felul de materiale cu care va trebui să lucrezi. Alegi școala copilului și uitându-te un pas înainte, gândind un pas înainte, luând feedback de la părinții care au trecut pe acel drum. Este foarte important să ai totuși o intuiție în sensul acesta. Să nu te trezești la un moment dat că ești pe un teren care devine dintr-o dată gol. Că ai dus copilul undeva și dintr-o dată acel undeva nu mai merge nicăieri, nu duce către mai departe. Sunt sisteme care au acel mai departe, care știu să ducă copilul până într-un punct, punctul acela pe care toți ne-l dorim, din care îi pleacă și își fac mai departe o viață independentă. Mai este un aspect pe care l-am întâlnit, o mămică m-a sunat, avea o fetiță într-o școală pentru care plătea mulți bani. Mulți bani pentru o familie al cărui tată ajunsese să aibă două joburi, unul se termina târziu noapte, tatăl familiei se îmbolnăvise, ei creaseră un fel de panică, dacă luăm copilul de acolo, vai, copilul va fi nefericit, dar totuși tatăl se îmbolnăvise. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le facem peste puterea noastră. Nu e firesc. Nu așa trebuie să se întâmple. Nu îmbolnăvim un părinte ca să plătim o taxă școlară. Există școli, există școala în care și eu în toamna aceasta am pornit 3 copii, care asta face, duce copiii până în punctul acela în care ei își pot alege o carieră. Nu facem lucrurile peste puterea noastră, pentru că, așa cum am spus, ei au nevoie de noi pe termen lung. Pentru că am văzut părinți care au dat suport peste măsură copiilor și exact în momentul în care ei aveau mai mare nevoie de suport, au clacat. Au nevoie de noi pe termen lung. Trebuie să fim și înțelepți, trebuie să ne dozăm efortul și să știm să fim acolo și acum și peste 5 și peste 10 și peste 15 ani cu ei.